să se refere și la acest război ciudat care continuă, la problemele de mass media și de inteligență. Mai ales că acum, pe 28 iunie, Chișinăul este una din redutele României de dincolo de Prut, care va hotărâ în ce direcție merge. Și aceasta este un efect al anilor de după 28 iunie 1940. Vă rog, domnule doctor. Vă mulțumesc, domnule și domnilor, la seara și vă mulțumesc că suntem împreună această seară la a comemora 75 de ani de la un act, cel din 28 iunie 1940, care n-a fost o surpriză pentru societatea românească a acelor timpuri, dar lângă faptul că oamenii se așteptau să se întâmple ceva, iată că într-o zi chiar s-a și întâmplat. Adică 28 iunie 1940 s-a întâmplat, mai ales că dacă aduc aminte, Grigore Gafencu scria în jurnal său undeva la după 10 mai 1940, conceptul de putere neutră încetează să mai existe. Toate semnalele privind un acord secret soviet-german, pe lângă cel care era public pactul unotorii pentru Libra de acolo privind împărțiaselor de influență, de toate aceste informații s-au concretizat, au devenit o realitate în 28 iunie 1940. Plecând de la titlul comunicării, de la titlul afișului, conferinței, efectele continuă, da, efectele continuă, pentru că vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm că lumea este împărțită în sfere de influență politice, economice, militare, și tot timpul s-a negociat în spatele ușilor închise în funcție de puterea pe care o are fiecare stat. Dacă astăzi, de exemplu, se întâlnesc patru miniștri de externe ai Franței, Germaniei, Federației Ruse și Ucrainei în formatul normal, de pentru a discuta despre acordul Minsk 2, care are o sumă de prevederi și care dau naștere un nou stat, o Ucraina democratică, și atunci, în perioada interbelică, s-au întâlnit miniștri de externe, s-au întâlnit cancelari, s-au întâlnit șefi de stat care au discutat, au negociat în secret perspectivele păcii și ale războiului. Și, din păcate, nici atunci, poate fi nici astăzi, nu am putut fi pe agenda de discuțiilor ca un partener egal, sau cel puțin invitați la negocieri, unde să ne exprimăm un punct de vedere sau, practic, să împiedicăm anumite puncte de vedere. Da, într-adevăr, efectele lui 28 iunie 1940 se văd astăzi, când, practic, spațiul geografic dintre Prut și Nistru nu se află la 25 de ani, după momentul 1989, nu se află reunit cu țara. Și acesta este unul dintre marele subiecte de discuții din societatea românească, în ce măsură pactul Molotov pentru condamnat de Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice în decembrie 1989 și-a făcut efecte în ce privește și România, care este una dintre cele care a avut de suferit despre aceste înțelegeri dintre germani și sovietici. Din păcate, este o lungă discuție și poate că ar merita să facem undeva în toamnă o conferință pe acest subiect. De ce nu am putut noi la București, după 1989, să facem tot ce este posibil să anulăm acest pact, să urmărim acestui pact monitorii pentru de ce ne-am putut înțelege cu cei de la Chișinău și de ce Uniunea Sovietică, care a dispărut în decembrie 1999 pe Federația Rusă, care a fost, cum a fost, la relația internațională de până la venirea Vladimir Putin la putere în 2000, s-a constituit un factor care ne-a împiedicat pe noi să coagulăm energiile și să construim o strategie care să readucă acasă un spațiu geografic, fără de care lucrurile în viața noastră sunt cu totul și totul altfel. În ce privește aceste chestiuni din perioada 1940, aici aș vrea să fiu puțin în contradicție cu domnul Cristescu, în sensul că armata română a fost pregătită să lupte și să apere Basarabia, deci în dimineața de 27 iunie 1940, întreaga armata română din spațiu Basarabian a primit dispoziția să intre în poziții de apărare. Eram conștienți că se pregătește și va veni peste noi tăvălul Armatei Roșii. Raportul de forțe era favorabil armatei sovietice în raport de 2 la 1. Care, din punct de vedere a unei armate patent defensivă, nu era o mare, mare problemă pentru noi. Din păcate, ca și atunci, sau ca și astăzi, și atunci, liderii politici au fost cei care au optat pentru non-rezistență. E adevărat, dacă atunci șeful, sau dacă astăzi, de exemplu, se discută despre faptul că, sau nu se vrea să discute de faptul că suntem în situație de criză și se naște întrebarea unde sunt liderii politici, unde sunt liderii militari și de inteligență care pot alimenta un discurs public al șefului statului, sau o strategie de securitate națională cu prevederi clare și explicite. Și atunci, în 1940, liderii militari ai armatei române, respectiv Ministrul Apărării Naționale, generalul Ioan Iricu și șeful marelui Stamaror Jean Prulea Țănescu, au fost cei care, prin modul în care au gândit tactic și strategic,
prin ceea ce însemnau ei ca personalități, au influențat în mod decisiv decizia Consiliului de Corană și anume de a ceda Basarabia fără luptă, un lucru care ne costă îngrozitor de mult, atât la nivelul percepției opiniei publice, cât și la nivelul atitudinii pe care poți să o ai în clipa în care te așezi la masa negocierilor cu una dintre puterile lumii, că atunci a fost Uniunea Sovietică, asta este Federația Rusă. În ce privește 28 iunie 1940, așa este, Uniunea Sovietică și-a asigurat în perioada Războiului Mondial al doilea, începând din vara anului 1941, de fapt mai mult din decembrie, de când Torin însuțește la Moscova, și-a asigurat sprijinul aliațiilor occidentale, respectiv Marea Britanie, apoi Statele Unite ale Americii, ca această frontieră din 28 iunie 1940, stabilită prin forță de către Uniunea Sovietică, în relație cu România, să rămână un punct peste care nu se mai poate discuta absolut deloc. Și practic toate tratele de armistițiu de ieșire ale unii din război în cursul anului 1944, duse fie de Mareșalul Ion Antonescu și oamenii săi, fie de reprezentanții opoziției istorice, tot au fost legate de această idee. Frontiera din 28 iunie 1940, stabilită prin acordul, în ghilimele să zicem așa, rămâne în vigoare. Uniunea Sovietică nu a cedat absolut deloc de la acest lucru, el nu a putut face aproape nimic. Diplomația occidentală nu ne-a sprijinit nici atunci foarte mult și astăzi rămân câteva asemenea de întrebare dacă cumva acest complicat joc politico-diplomatic care se întâmplă mare după summitul de la Riga, de această primăvară, înseamnă că occidentalii au înțeles ceva din lecțiile istoriei și acest spațiu românesc și cel pasarabean vor fi sprijinite în a se reintegra într-o zi anume sau a merge spre o sumă de valori care țin de spațiul euroatlantic. Și că spun aceste lucruri, mă refer la faptul că scena politică internațională este extrem de învolburată în aceste momente, încă 28 iunie 2015 la Chișinău, un vot geopolitic, spunea seara cineva la o emisiune de televiziune, personal nu cred că este un vot geopolitic. E foarte important ca primarul Chișinăului să fie un român, este foarte important ca Dorin Chetoacă să câștige, din punctul nostru de vedere, acelor de acasă, mulți care vedem un român primar la Chișinău și ne dorim să fie un primar la Chișinău, însă cred că votul din 14 iunie a demonstrat că cetățenii Republicii Moldova au optat, în ciuda diferitelor analize pesimiste, au votat pentru o sumă de valori care țin de spațiul Uniunii Europene. Acum rămâne de văzut în ce măsură aceste cei care au primit mandatele și care vor conduce destinele de Republicii Moldova la nivelul administrației publice locale, precum și cei care sunt la nivel central lideri partidelor, vor reuși să ducă această corabie a Republicii Moldova spre spațiul euroatlantic, pentru că lucrurile sunt extrem de complicate, pe de o parte, ce privește rivalitățile politice, corupția, întrebările fără răspuns vis-a-vis de dispariția unor bani, neîncrederea financiară, neîncrederea finanțelor occidentale vis-a-vis de modul în care funcționează sistemul bancar din Republica Moldova. Deci toate aceste lucruri, plus problema transnistreană, toate sunt chestiuni extrem de fierbinți, dar mai ales toate desfășurate într-un context extraordinar de fragil, pacea și războiul care țin de raporturile de Ucraina și Federația Rusă. Într-un astfel de context este foarte important și exact cum discutam și astăzi într-o emisiune de televiziune cu cineva, problema Republicii Moldova, viitorului politic, geopolitic al Republicii Moldova devine o chestiune de securitate națională și pentru România. Prăbușirea Republicii Moldova sau intrarea în orbita de influență totală, orbita totală din orbita de influență a Federației Ruse, este începutul sfârșitului și în moment suntem din nou într-o situație foarte dificilă, apropo de 28 iunie 1940, unde am aflat și atunci, și să sperăm că lucrurile nu se vor duce în acea direcție. De aceea este foarte important, apropo de acest vot din 28 iunie 2015 de la Chișinău, să se dea un semnal, să se câștige această primărie a Chișinăului și forțele politice pro-europene să-și urmeze calea, să îndeplinească cele promise în relația cu autoritățile cu Uniunea Europeană și cu NATO, mai ales că în acest moment s-a întâmplat ceva extraordinar, în sensul că a existat un gest de curaj al Ministrului Apărării de la Chișinău de a solicita sprijinul NATO, Alianțelor Atlantice, în a întări capacitatea de apărare a Republicii Moldova. Ceea ce este un lucru extraordinar, de la IPAP-ul, care se lasă și moșe puțin în același timp, până la un sprijin consistent în ce privește reformarea legislației, reforma armatei, training-ul și toate celelalte lucruri, este un pas extraordinar. Ceea ce înseamnă că cu foarte multe piedici, dar cu toate acestea, la Chișinău există o parte importantă a elitei politico-militare.
militare și de inteligență care dorește ca Republica Moldova să îndrepte către spațiul euro-atlantic. Și acesta este un lucru demn de apreciat. România se află în situația în care trebuie să sprijine acest lucru și aici intervin problemele pentru noi, vis-a-vis de faptul că nu am reușit să fim noi avocatul Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană și nu avocatul în sensul avocat client, ci în sens frumos, adică practic să fim mai mult decât suntem în relația cu Uniunea Europeană și Republica Moldova. Cineva spunea în adevărul un editorial extrem de interesant zilele acestea vis-a-vis de eșecul nostru în spațiul Republicii Moldova. Sigur că putem vorbi și de eșecul nostru în spațiul Republicii Moldova, în condițiile în care sunt puse în discuție raportul dintre acțiunea 2012 și cei care se află la un meeting pro-european la Chișinău. Sigur că putem vorbi despre faptul că nu stăpânim sau nu suntem prezenți din punct de vedere economic la nivel de capital românesc. Din păcate, capitalul românesc nu prea există nici în România, după 25 de ani, de la momentul 1989, astfel încât avem o mare problemă. Pe de altă parte, nu am avut o strategie referitoare la viitorul Republicii Moldova în relația cu statul român. Și aici este iarăși un subiect care merită să fie dezbătut pe la cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Astfel încât, în aceste momente, apropo de acest cuvânt, efectul continuă, da, efectul pactului Molotov pentru continuă, culisele sau înțelegerile din culise au fost, sunt și vor mai fi, și întrebarea fundamentală la care nu avem răspuns este în ce măsură avem capacitatea de a fi și noi prezenți la aceste discuții de taină, unele de taină, altele mai puțin taină, pentru că toată lumea știe foarte bine că orice summit, orice întâlnire oficială înainte de parada în fața camerei de la vederea televiziunilor și declarațiilor de presă, există negocieri secrete foarte dure, asta încât comunicatele de presă sau pozițiile oficiale sunt extrem de bine negociate și de dur. Astfel încât orice summit, orice discuție are un preambul și acest preambul ar fi fost extraordinar de important ca și noi, statul român, România, să poată fi prezentă, mai ales când este vorba de Republica Moldova și de viitorul său. Aș vrea să mă opresc aici pentru că sunt foarte multe lucruri și aș vrea să facem un dialog pentru că sunt câteva lucruri extraordinar de interesante în această sintagmă. Efectul continuă, cert este că n-am putut să arătăm efectul de pactul Molotov Ribbentrop. Ne comparăm mereu cu statele baltice, dar arătăm un lucru foarte important în analiză. Statele baltice au fost extraordinar de mult sprijinite de statele Unite ale Americii la vremea respectivă în 1989-90. Relația dintre statul român și statele Unite ale Americii la vremea respectivă 1990-91 n-a fost dintre cele mai cordiale. Am pierdut un sprijin occidental. Uniunea Sovietică a existat până în decembrie 1991. Mentalitățile de la București au fost cum au fost. Informațiile și analizele au fost cum au fost. Dincolo de prut am întâlnit o sintagmă, să ne ținem de neamuri, care se pare că a fost complet, a fost greșit interpretată de către cei de dincoace și chiar există o explicație. Domnul ambasador Bisteanu povestea de curând că s-a explicat mai târziu la Chișinău după 1992 că această sintagmă, să ne ținem de neamuri, se revela cu totul și cu totul altceva decât la ce ne-am gândit noi. Și asta e un lucru foarte interesant de analizat în ce măsură percepția asta a fost greșită. Au trecut, apropo de ideea de suveranitate, pentru că s-a împlinit o sumă de ani de la declarația de suveranitate a Republicii Moldova în 1990, care a fost un pas extrem de important drumul spre independență. Rămân controverse legate de cine a scris declarația de independență la Chișinău, diplomația română, deci de Adriana Stase în misiune ca sprijin, sau cei din mișcarea de renaștere națională, o altă controversă care ne amărește sufletele, pentru că șase lucruri de bremulit, ca să putem înțelege unde am pierdut jocul. Pentru că, practic, am pierdut un joc în 28 iunie 1940, când ne-am retras fără luptă, și am pierdut un joc în ultimii 20 și ceva de ani, când nu am fost capabil să construim o strategie, să afirmăm în mod expres și clar că Republica Moldova, sau viitorul politic al Republicii și economic al Republicii Moldova, este o chestiune de securitate națională pentru România. Pentru că nu putem vorbi de unire, nu putem vorbi de fel de fel de lucruri, în condiții în care noi avem un interes strategic în spațiul ex-sovietic pe care nu l-am definit încă. În misiunea pe zona la care am participat în această dimineață, se vorbea de faptul că există o propunere așa pe sub masă, ceva de genul Transnistria, tipice dată Ucrainei și Ucraina cedează în schimbul tranzit Donbassul Federației Ruse. Și rămâne mare întrebare, bun, și atunci ce facem cu celelalte teritorii istorice românești aproape datorită conjuncturii istorice și datorită acestui pact monitorii pentru fie în posesia Ucrainei, fie răspândit în alte situații.
Deci, ea în această situație extrem de delicată se află statul român în aceste momente, pentru că se negociază efectele pactului Molotov-Ribbentrop există, se negociază permanent și în această negociere permanentă în jocul de relații internaționale suntem complet absenți. Avem un interes strategic și nu este foarte clar și bine definit. Pe de altă parte, ca imagine publică, respingerea strategiei de apărare, care se cheamă de apărare, dar devine de securitate în discursul public, demonstrează că la București ceva nu funcționează la capitolul guvernare și fermitate în ce privește. Și atunci, practic, rămâne mare întrebare cine cu cine să stea la masă și să negocieze și ce să negocieze în condițiile în care nu avem capacitatea de a ne impune un punct de vedere și de a ne afișa un punct de vedere înainte de a ne impune. Vă mulțumesc și vă stau la